Salutare tuturor, eu este Andrei și noi astăzi la Viața Bate Filmul vom vorbește despre cum se vorbește corect românește. Ce, nu sună cam corect, nu? Păi normal, cum puteam să începem altfel decât cu niște greșeli. Da, astăzi vorbim despre limba română și despre cum ar trebui să o folosim corect. E adevărat, unii greșesc, e și normal să greșim, doar suntem oameni. Dar dacă faci aceeași greșeală de mai multe ori, deja s-ar putea să nu fie ok. Depinde cât de mult vă interesează să vorbiți corect limba română, poate unora nici nu le pasă. Dacă ne înțelegem între noi, am scăpat. Ce mai contează? Virgule, cuvinte puse corect la plural sau alte lucruri care se întâmplă fără să le cunoaștem foarte, foarte bine. Vrem să vedem ce părere aveți despre cuvintele astea englezești care tot ne bombardează și care ajung până la urmă și în dicționarele noastre. Cum? Păi shopping? Știți voi, dacii vorbeau de shopping? Sau despre mall? Sau despre shopping center? Eu știu. Nu cred. Vrem să vedem ce părere aveți voi despre astea. Știm că au fost și câteva propuneri legislative să nu mai fie acceptate astfel de cuvinte, să fie traduse obligatoriu în limba română. Și mai întrebăm ceva despre cei care uită limba română foarte repede, după câțiva ani petrecuți în altă țară și vorbind altă limbă. E atât de ușor să uiți limba asta românească? O să aflăm și vă întrebăm și pluralul unui cuvânt. Vis. Care-i pluralul? Cam complicat. Sau nu? O să vedem. Eu știu, nu știu. După ce ai observat așa, se respectă regulile gramaticale? Nu prea. Că de corect să vorbești în limba română? Normal să vorbești gramatical. Dacă ar fi cazul. Să-și spui mă gramatical. Ce este vorba? Să vorbești în limba... Fiecare spune să vorbești de după cum ți-e vorba, să te porți cum ți-e portul. Mai este și varianta asta. Nu se respectă. Nu. Depinde cum vrea omul. Deci limba română să vorbește cum vrea omul. De obicei nu, în special pe internet, pe Messenger, în niciun caz. E important să vorbim limba română. De ce? Na, ca să... Eu știu un răspuns. Na, ca să ne respectăm cumva limba noastră, să fim buni cetățeni, eu știu. Eu mă gândesc că e foarte important, ca să nu... Normal, acum, ce se întâmplă? Mai mult au împrumutat cuvintele pe care nu le cunosc sensul. Bă, spune, bă, cum ești tu, cu nu știu ce, cu asta... Trebuie să vorbești corect, dacă ai să vorbești. Ce, cum te-ai născut? Sigur că da. De ce? Suntem români. Alo. Corect, da. Este da. Foarte important. Alo. Un pic, vă rog foarte. Da. Lucrul ăsta sau nu? E important, este foarte important, dar depinde ce întrebare se pune. Asta este. Foarte important pentru că suntem totuși români până la urmă. Și faza că ne americanizăm foarte mult în momentul ăsta. Da, într-un fel sunt bune astea. În limba română introdusi. Dar, na, într-un fel, prin asta, nu ne respectăm, na, gramatica și astea a noastre, a limbii noastre. Nu sunt corecte. De ce? Nu sunt corecte, fiindcă nu toți le poate interpreta cum ar fi normal. Nu prea e corect. Nu că suntem români, nu? Deci eu nu am nicio părere pentru că nu le am cu astea. Și nu pot să dau nicio părere, că da sau că nu. Dar e bine să le acceptăm în limba română? Sau... Ar fi bine, ar trebui tot ce acceptat în limba română. Pentru tineri un mod așa foarte cool, dar bătrânii cam cei mai în vârstă, cam foarte, critică foarte mult chestia asta. Dar nu prea uită, că și eu am familie în străinătate și nu uită. Sunt unii care când se întorc, spun că nu mai știu. Știu. Aia înseamnă că uită de unde au plecat. Uite că s-au născut totuși aici, asta e. Aia nu-și bun cetățeni români. Și spun că nu mai știu. Nu-i bine că și-a părut țara sau părinții sau familia. Asta este toată părerea. Asta cred că nu neapărat o uită, este un fel de moft. Dacă a plecat în Italia să vină acasă să combini româna cu italiana. Ca să arate că totuși a fost în Italia, că totuși a făcut ceva. E, probabil că momentul e vis. Visez. Eu visez, tu visez, ei visează. Vis? Un vis, două visuri. Noi. Noi. Nu știu.
Îmi spuneți dumneavoastră? A, vis... Nu știu. Nu știu. Vis nu știu, nu? Nu știu. Visuri, vise... Da, astea sunt altele. Visuri sau vise sunt altele. Că să spun eu că am visat ceva sau cum ar veni asta, nu? Bine. Vise. Felicitări. Limba română ar trebui să se vorbească corect, spun majoritatea, pentru că până la urmă ține de identitatea națională. Se mai fac și greșeli, e adevărat, le iertăm pe ala, dar când le folosim intenționat cu o valoare greșită, atunci parcă nu e ok. Cum era pe vremea aia când trimiteam scrisori și scriam frumos, de mână, totul corect? Acum s-au schimbat lucrurile, folosim internetul și scriem așa, ne mai scapă o tastă, nu se știe ce cuvânt ajunge să scriem acolo. Ajunge să scriem acolo, pușca. Limba română ar trebui să o vorbim foarte corect. De ce? Pentru că ține de identitatea națională și de faptul că suntem români. E limba noastră, ar trebui să o folosim corect. E adevărat, se mai fac greșeli. Le iertăm, nu-i nicio problemă, dar atunci când greșelile astea devin banale și se întâmplă foarte des, parcă totuși nu e ok. Cum era vremea aia când scriam scrisori de mână, totul foarte corect, cu ă, î, cu diacritice? Acum scriem pe internet, e-mail-uri, Messenger, alte, Facebook, de exemplu, și începem să tastăm acolo. Ne mai scapă un deget, scriem o tastă, altceva, cuvântul care ajunge... Nu se știe. Să nu mai zic de diacritice. Când te uiți pe tastatura aia și nu vezi ă-ul, păi ce, nu-l mai folosesc. E atât de simplu. Polemici sunt multe. Cât despre cuvintele astea englezești care ajung în dicționarul nostru, poate ne ușurează vorbirea. Da? E atât de greu să mai folosim încă două cuvinte? Sună și altfel, bineînțeles, ne ridic așa, parcă am fi mai americani. De ce? Românii nu sunt destul de buni? Depinde de fiecare. Nu uitați limba română, oriunde ați pleca. E adevărat, poate să obțină unele accente din alte zone, e adevărat, dar nu uitați limba română. Nu se uită chiar așa ușor, mai ales când ați vorbit-o ani buni înainte să plecați din țară. Eu ce să vă spun, am încercat să fiu foarte corect astăzi cu toată lumea. La vise, ați văzut și voi, cam scârție treaba. E și vise, e și visuri, amândouă sunt acceptate până la urmă, așa că să nu vă fie frică. Oricum, eu vă spun așa, scrieți-ne un SMS la 0744-238-830 cu o idee de emisiune. Nu contează dacă îl mai greșiți, noi îl citim și așa și poate o punem în aplicare. Intrați și pe site-ul nostru www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, Viața Bate Filmul, Andrei. Transpavaj și Transtermo. Angajații noștri sunt complet devotați perfecționării produselor. Vă oferim o gamă variată de modele de pavele vibropresate, precum și termopane certificate cu sticlă tratată Low E cu până la 6 camere. Transpavaj și Transtermo, cu experiență de peste 17 ani, vă stau la dispoziție. Vă așteptăm în showroom-ul nostru din Bulevardul George Enescu, zona mobilă. Telefon 0745 644 375. Acum la Galeria Mall avem o formulă magică pentru tine. Shopping la prețuri incredibil de mici. Jocuri pentru toate vârstele. Te distrezi la Chicago Club și Memento Coffee Talk. Mănânci pe săturate la Hanul Trecătorului. Te îmbraci de firmă la Umbro și Tina Air. Îți aprovizionezi casa numai la Penny Market. Sâmbătă, 16 aprilie, orele 11:30. Galeria Mall vă așteaptă în Food Court la Povestiri de Buzunar cu Teatrul Vasilache din Botoșani. Ne vedem la Galeria Mall. Shopping din pasiune.